Bună seara și bine ne-am regăsit la Cool Art. În seara asta o să încercăm să ne axăm pe două subiecte, amândouă la fel de importante. Unul este un interviu cu un actor și o să vedeți despre cine este vorba. Și al doilea moment al acestei emisiuni este o premieră care a avut loc luni pe 15 octombrie, unde vom sta de vorbă cu protagoniștii acestei premiere românești. Înainte de a merge la drum, trebuie să vă spun legat de filmul Secretul Fericirii, așa cum scriam și în recenzia publicată zilele acestea, este un film care merită să-l vezi, este un film care se joacă atât de natural și atât de firesc, încât ai senzația că ești parte din poveste. Să mergem acum să stăm de vorbă cu Alex Floroiu. Bună seara, Alex! Salut! Suntem la Cool Art, o emisiune în care încercăm să discutăm despre tot ce înseamnă cultură. Și mă gândeam pentru episodul de astăzi să discutăm despre teatru și nu despre orice fel de teatru, ci despre teatru tinere generații, dacă pot să spun așa. Și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația în primul rând și o să începem cum se începe. Cu tine, spunând cine ești, de ce ești și de unde ai apărut. Păi am apărut... Haideți să fim serioși, că îmi vine să fac o glumă, că am apărut din burtă de la mama. E ok și așa, nu-i problemă. Am venit din Moinești, județul Bacău, în 2008, în București. Și am fost student la administrație și afaceri. Iar în anul 2, în toată goana asta a lumii, mi-am dat seama că nu-mi cunosc direcția. Nu știu încotro să o iau. Și atunci, din toată hărmălaia asta, nu am avut ocazia, puterea de a-mi asculta vocea interioară. Era atât de multă gălăgie încât era un vâj în capul meu. Era un haos. Și nu puteam să răspund la întrebări, n-aveam timp. Și atunci m-am reîntors acasă, în Moinești, în județul Bacău, punându-mi această întrebare pe care mi-o pui tu. Cine ești? Care e treaba cu tine, Alex? Ce cauți tu pe acest pământ? Ce ai de făcut? Care ți-e destinul? Și timp de vreo 6 luni de zile doar aceste întrebări mi le-am pus. Iar într-una din zile, făcând o introspectivă ca la carte, ce pasiune am, ce hobby-uri am, ce talente cred că am, ce feedback am primit din partea celorlalți. Ce-ți place să faci? Ce-mi place să fac? Am pus pe hârtie și am avut câteva lucruri pe care să le fac când revin în București. Iar primul lucru care a fost pus pe hârtie a fost teatrul, a fost actoria. Actorie am făcut un pic în liceu, teatru de amatori, iar senzația pe care am avut-o când eram pe scenă, culmea e că botezul mi l-am făcut pe Centrul Cultural Ira, pe scena Centrului Cultural Ira, care arăta cu totul altfel atunci. Trebuie să spunem că s-au mai schimbat lucrurile și acolo în bine, da, într-o anume măsură. Într-un mare bine. În baza acelui feedback, mi-am dat seama că aș putea avea o șansă pe drumul actoriei. Și am venit cu gândul să mă fac actor. Acum, nu știam încotro cum, dar știam că vreau să devin actor. Și ai luat Bucureștiul în piept și gata, ai zis că vrei să fii actor. Da. Și m-am reîntors, eram agent de asigurări atunci. Făceam comisioane, era drastic. Sunt convins. Da. Probabil că asta m-a și bruiat. Și atunci, cu banii câștigați din comisioane, m-am înscris la cursurile de actorie, la Team Media, unde mi-a fost coordonator Dana Voicu, o drăguță actriță de care... A trebuit să o salutăm și pe doamna Dana Voicu... Să răd mâna. Acum. Da, mi-e tare dragă. Și mi-a fost coordonator, am făcut caseta Columbinei, am jucat un pantalone de toată lumea, era pe burtă văzându-mă. Am primit un alt feedback în care mi-am dat seama că, băi, da, asta de fapt merită. Aveam nevoie de validarea celorlalți, să-mi dau seama că am ce să caut în acest domeniu. Vreau să te întreb ceva. Crezi că în meseria asta de actor, pe care amândoi o facem, crezi că este neapărat necesar să ai o validare din partea, nu neapărat a publicului, că publicul, feedback-ul de la public îl vezi prin aplauze, dar în general, celor din jurul tău, crezi că este necesar o validare a, să spunem, actului pe care tu îl faci? La cum îmi pui întrebarea, am impresia că tu crezi că nu. Da, eu, din al meu punct de vedere, cred că nu. Și eu cred că nu, dar atunci când suntem tineri, nu avem acea înțelepciune. Așa e. Și avem nevoie, adică e în instinctul uman. Așa este. E un semn de nesiguranță, de neîncredere, ești la început de drum, e normal să ai validare. Și e cu atât mai important cu cât ai această validare de la oamenii care contează pentru tine. Așa este. E încurajator. Și, da, este foarte încurajator. Cu timpul îți dai seama că important e să îți faci meseria cu drag, să joci, să ai muncești. Să ai ce să spui. Da, în rest. Bun, după Teen Media,
care a fost, să spunem, pentru tine următorul prag important în drumul ăsta de a deveni actor? Facultatea de actorie, respectiv Teatrul Masca. O să ajungem și la Teatrul Masca. Hai să vorbim puțin de facultate. La ce clasă ai fost? Păi la clasa Mihai Mălai Mare, Ana Maria Pâzlaru. De asta am și ajuns imediat la Teatrul Masca. Asta e și foarte important să de menționat. Aș vrea să povestesc ceva extraordinar legat de relația mea cu domnul profesor. Înainte de asta vreau să mulțumim gazdelor noastre și o să te las pe tine să-ți povestești despre de ce ne aflăm în locul ăsta. Mi se pare fabulos locul. Astăzi l-am descoperit și eu și trebuie să le mulțumim. Și ajungem și la poveste. Ajungem. Hai să vorbim puțin de locul ăsta. Hai să vorbim despre ce înseamnă pentru tine scena pe care noi nu o vedem acum. Da. Nu suntem în altă parte a locației, dar scena este, nu este nici foarte mare, nici foarte mică, este o scenă. Important e că există o scenă. Ce înseamnă pentru tine locul ăsta? Păi înainte de toate îi cunosc de la Copper's Pub pe Bogdan și pe Tudor. Pe Bogdan l-am întâlnit la Team Media. Ne, vezi? Tot cu el am ajuns să lucrez. Iar pe Tudor l-am întâlnit de la producția unor spoturi pentru un canal de televiziune. Am înțeles. Bun, și până la urmă să înțeleg că ăsta este locul în care tu de obicei vii și... De când avem nevoie de spațiu, făcând teatru independent, revenind la prezent acum, de când avem nevoie de spațiu pentru repetiții, pentru reprezentarea spectacolelor, suntem practic cu desaga în spate. Din pentru păcate. Pentru că nu avem un spațiu al nostru și atunci apelăm pe unde știm că sunt spații, pe la cunoștințe, pe la prieteni, iar oamenii de care am amintit mai înainte... Sunt oameni care ne susțin în proiectele noastre, respectiv Copper's Pub, da, ne sprijină cu spațiul, cu găzduirea repetițiilor, ne așteaptă să jucăm. Mă, până la urmă este important, dacă e să o luăm așa, că aveți un loc unde să puteți juca, să puteți să vă desfășurați ca artist. Da. Asta este foarte important, apropo de ce spuneam, deci spuneai și tu în condițiile în care teatrul independent în momentul de față, cel puțin așa văd eu lucrurile, este văzut un pic ca o, să nu fiu răutăcios, ca un paria, pot să spun așa? Nu m-am gândit niciodată așa. De ce? Pentru că sunt lucruri care se fac, lucruri bune care se fac la un teatru independent și știi și tu și am văzut și eu destul de multe spectacole, dar din păcate percepția lucrurilor este un pic pe lângă. Pe cine percepe lucrurile așa? Păi de obicei, uite, de exemplu, nu toți spectatorii, din ce am auzit și eu, mulți spectatori când zic, teatru independent, Au fost la vreun spectacol? Au fost. Probabil că dacă au fost, au sincer, văzut sau poate au văzut niște spectacole. Au văzut un spectacol prost. Exact. Bun. Mergem mai departe. Hai să ne întoarcem la povestea ta cu maestru Mălai Mare. Oh, da. Când am venit în București atunci, mergeam cu metroul și l-am văzut pe rolul Natecul, spectacolul, și gardienii se întorc. L-am văzut spectacolul la metro și mi-a plăcut energia, m-a dat pe spate, sincer. Și mai venea și metroul, bătea și vântul, m-am simțit dat pe spate de energia lor. Și atunci, eu din căutarea mea de a deveni actor, mă legam de orice ocazie, orice imagine, orice care îmi hrănea sentimentul de a merge pe calea asta. Și am simțit că domnul Mălai Mare e lider, era în centrul atenției fără să facă un efort în sensul ăsta. De obicei nu prea face efort în a deveni un punct de reper. Exact. Și mi-a plăcut energia pe care o emana atât el cât și trupa lui. I-am cumpărat cartea, care se numea Șansa, culmea, și am vrut să îmi dea un interviu pe carte. Numai că dumnealui dispăruse, iar doamna Ana Maria Ioniță, care lucrează la PR, mi-a zis, domnul director a plecat, dacă vreți să vă dea un interviu, vă invităm la spectacol în seara asta. Ce spectacol? Spectacolul se numea Actorul. Frumos. Erau niște semne aici. Erau niște semne, Șansa și Actorul. După care, bineînțeles că am cumpărat bilet, până spre seara i-am citit cartea, e o cărțulie mică și drăguță. Am fost la spectacol, am văzut spectacolul, iar la final l-am prins și am cerut să-mi dea acel interviu pentru care venisem. Și mi-a spus, eu i-am spus, vreau să-mi dați un interviu pentru un viitor actor. Și m-a întrebat de ce vrei să te faci actor. Un pic îndrăzneț. Da, și am zis, nu știu, așa simt. Mi-a urat baftă și mi-a dat acel autograf. Ei bine, l-am mai văzut o singură dată la un eveniment, la, nu știu ce, lansare de carte. Și a doua oară când l-am văzut, ne-am privit în ochi și parcă simțeam nevoia să-i spun ceva sau parcă simțeam că vrea el să-mi spună ceva. Era așa o comunicare. Dar nu ne-am spus nimic. Doar a fost așa o privire. O schimbare de priviri. Și parcă timpul s-a oprit în loc pentru mine. Și în clipa aia, câtorva cunoscuți, le-am spus că eu presimt că Mihai Mălai Mare o să joace un rol important în viața mea, că o să aibă un rol marcant
și că cumva într-un timp apropiat o să-l întâlnesc. Ei bine, după cum bine știi, destinul a făcut să îi fiu atât student, cât și actor, cât și coleg de scenă. Da. Mergem acum la povestea Teatru Masca, că da. Aici este un capitol foarte important în cariera ta și trebuie să recunosc că vreau să specific lucrul ăsta pentru că este foarte important. A existat un spectacol la Teatru Masca, Romeo și Julieta. Da. Care, din ce mai povesteam noi la un moment dat, dacă ți-aduci aminte, ăla a fost pentru tine un spectacol foarte important. Ah, și un moment de marcă pentru tine în cariera ta, iar pentru mine ca și spectator, apropo de acest spectacol, există o scenă, n-am să o dau în detaliu, dar există o scenă foarte importantă în momentul în care tu ești obligat să anunți moartea Julietei. Este una dintre cele mai, cum să spun eu, exemplificative scene din acel spectacol. Uite, și la mine se ridică pielea pe mine când povestesc. Este acel gest pe care tu îl faci cu mâna. Mi este mai mult decât elocvent și mai mult decât poți spune toate cuvintele la un loc, gestul pe care tu l-ai avut în acel moment. De asta spun că acest spectacol pentru tine însemna foarte mult și vreau să vorbim despre el, vreau să vorbim de toată experiența ta la Masca, uh-huh. Și vreau să vorbim de actorul care ești acum după experiența Masca. Pentru că simt eu că aici este un mecanism foarte important și un mecanism care în continuare funcționează așa cum ți-ai dorit tu să fie. Se vede și în ochii tăi că... Da, mi-am reamintit de Romeo și Julieta și multe altele. Să începem cu începutul. Mi-e dor de Teatrul Masca, mi-e tare dor. Știu. Nu știu, orice am jucat acolo și toate experiențele pe care am trecut, m-am simțit cum... N-am reușit încă să mă simt în niciun teatru. Ca într-o familie. Lăsăm la o parte familia, acolo este și un teatru complet. De muncă nu mai vorbesc. Mi-amintesc că ne omora domnul profesor de dimineață, de la 8 dimineața până la 11 noaptea. Stăteam, dormeam, eram în camping, cum zicea, suntem în cantonament la lucru. Deci făceam de la stând de mâini, mers în mâini, jonglerii, cântat, jonglat, mers pe catalige, statui, actorie, de toate. Ați făcut efectiv acolo, ai fost și tu și toată echipa cu care tu ai fost în perioada aceea, ați devenit actori compleți. Ați făcut de la clasic până la mai mult decât și-ar putea imagina că ar putea să facă un actor. V-ați trecut niște bariere voi. Da, categoric. Le-am știut, barierele depășite, adică le-am simțit clar. Le-ați trecut și asta v-a ajutat foarte mult și pe tine te-a ajutat foarte mult pentru că ulterior după asta, și dacă avem timp mai discutăm, eu ți-am urmărit evoluția și am văzut lucrurile pe care le-ai făcut având în spate această experiență și este foarte important. Da. Hai să ne întoarcem la... La ce? Cum? Ce să reluăm? Hai să reluăm să vorbim de Romeo și Julieta. Despre Romeo și Julieta. Deci am jucat Benvolio. Mhm. Și ca să discut un pic despre esența personajului, pentru mine era cumva, eu eram împotriva vieții. Toate persoanele dragi care au trăit alături de mine, de la Romeo, Julieta, Mercuțio, toți cădeau pe capete în jurul meu și eram singurul care rămânea în picioare. Și parcă simțeam că se întâmplă, pentru că de aceea și place acel moment, pentru că Romeo era... Deși în piesă, nu trimite Benvolio mesajul, nu îl dă el lui Romeo. Nu. Dar pentru că nu aveam acel personaj, eu am venit cu sugestia de a da eu vestea. Și pentru mine știam că e singurul care a rămas și știam că sunt pe marginea prăpastiei. Cumva știam că poate alege să se ducă să moară, dar și mi-a fost foarte greu. Nu-mi dau seama procesul psihologic cum se întâmplă. Acolo e catarsis, să zic. Da, exact. Cu atât mai cumva e. Și Robert îmi zicea, băi, când vii la momentul ăla, se întâmplă, e ceva ce mă depășește. Da, vorbim de Robert... Robert Poiană. Poiană, care îl juca pe Romeo. Romeo. Cristina Panei pe Julieta, Eugen Fetescu pe Paris și așa mai departe. Max... Max îl juca pe Mercuțio. Pe Mercuțio, Max Nunes. Frumos, frumos, frumos.
teatru gestual, teatru pe lupte scenice, da, trebuie să spunem, plastic. Trebuie să spunem și acest aspect, pentru că acest spectacol, Romeo și Julieta, a fost un spectacol și este un spectacol, pentru că el există indiferent că nu se mai joacă acum, dar el există în eter. Chiar că. Este un spectacol fără vorbă. Foarte da. Multă. Da. Sunt câteva, dar foarte puțin. În rest este doar gestual și asta este foarte greu să joci Romeo și Julieta gestual. Da. Trebuie să punem un pic imaginația la lucru spectatorii noștri, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Da, da, da. Cred că Shakespeare ar fi fost tare încântat să vadă spectacolul, da, după da, părerea mea. Să știi că da. Să știi că da. Hai să mergem acum să vorbim despre proiectul tău, despre un proiect, zic eu, ambițios și care culmea este ca și prins. Contur are și activitate, de asta ne aflăm și aici, până la urmă. Vorbim de Breasla Actorilor. De unde ți-a plecat ideea cu acest concept de Breasla Actorilor și, de fapt, ce vrei să fie Breasla Actorilor? Lăsând la o parte titlul, că Breasla Actorilor e, se înțelege clar cam ce ar fi. Dar, da, ca și concept, ce înseamnă, de fapt, Breasla Actorilor pentru tine și pentru ce vrei să faci mai departe? Așa cum se întâmplă în viață, sau cel puțin în viața mea, lucrurile se interconectează. Nu pot să plec la una dacă nu pot să ajung la una dacă nu plec de la alta. Iar ideea de Breasla Actorilor mi-a venit, culmea, în timp ce eram la Teatrul Masca. Pentru că eu visam să îmi fac o trupă. Acum nu zic că sunt eu, nu știu cum. Visam să am o companie a mea. Știam cumva. Am fost norocos pentru că și eu și colegii mei am avut unde să jucăm dinainte de a absolvi facultatea de actorie. Mm. Dar m-am gândit, băi, cât va dura treaba asta? Cât voi putea juca la Teatrul Masca? Domnul director mă ținea mult și bine. Ideea e că eu iubesc actorul. Și cumva în teatru, acolo, prin educația pe care am primit-o, am fost învățat să iubesc teatrul. Și să-mi dau seama că eu am ales să fiu actor și că... Și trebuie să-ți asum până la urmă trebuie tot. Trebuie să-mi asum de ce am făcut acest exercițiu de venea să dau cu încălțămintea de pământ. Bun. Și din această dragoste pentru actor, că am văzut cât muncește, din dorința de a nu aștepta să mi se ofere de lucru, din dorința de a... De a merge tu în întâmpinare. Da, și de a nu fi nevoit să mă tratez ca actor profesionist și să joc, nu știu dacă e tocmai cinstit față de teatru, dar eu îmi doresc să nu fiu nevoit să joc orice rol. Oriunde și oricum. Oriunde și oricum, dar nu neapărat, pentru că sunt roluri în care joc din plăcere și fără bani. N-am treabă. Atâta timp cât îmi place sugestia regizorului sau piesa. Sau personajul. Sau personajul, dar n-am orgoliul de ăsta artistic în care să zic că are prea multe replici. Sau, având experiența Teatrului Masca, înțeleg foarte bine ce înseamnă un personaj. Nu e nevoie de vorbe. Poate avea cât mai puține. Important atâta timp cât îl umplu cu viață. Ce dai tu mai departe, ce ți-asumi tu să dai mai departe din personaj. Dar uite, o problemă la tânăra generație, dacă tot vorbim despre asta, este că pentru a ne câștiga pâinea, suntem nevoiți să jucăm multe roluri care nu ne plac sau nu ne convin sau nu ne regăsim. Hai să le spunem compromisuri? Compromisuri. Eu nu vreau să mă compromit. Deși am parte de alte compromisuri, recunosc, pe alte părți, dar nu vreau să compromit relația mea cu teatrul. Vreau să joc doar rolurile în care simt că pot să ofer ceva oamenilor și cred că ăsta este cel mai mare pas pe care am putut să-l fac. Este foarte important. Domnul director m-a învățat că nu e bine să zici nu și că nu e cinstit față de teatru să spui nu la un rol. Eu vreau să ajung să spun și nu. Până la urmă, treaba asta cu spusul nu la un personaj, să spune că despre asta e vorba, un personaj într-o piesă de teatru, o faci în momentul în care, așa zic eu, momentul în care ai o stabilitate din punct de vedere al background-ului, da? Ca și experiență pe scenă, și în momentul ăla poți să alegi personajele în funcție de ce simți tu atunci, zic eu. Da, dar să știi că cele mai bune roluri pe care le-am făcut sunt tocmai acelea pe care le-am jucat atunci când eu credeam că nu sunt pregătit să joc. Da. Pentru că nu sunt roluri facile și regizorul poate să vadă ceva în mine și atunci mă provoacă. Da, și atunci provocarea asta te face pe tine să mergi mai departe, no, să dovedești că poți să faci. Eu am problema asta cu spectacolul. Dacă eu citesc spectacolul în ansamblu și cred sau simt că nu are ceva de oferit spectatorilor care vin, atunci nu joc. Indiferent de rol, sincer, indiferent de rol. Pot să fac și figurații și o fac cu mare drag dacă eu văd misiunea spectacolului.
și văd că își atinge scopul, da, și văd că are chiar și misiune civică, misiune socială, misiune artistică, orice misiune deplinită. Să aibă impactul ăla pe care ți-l dorești. Așa, să plece spectatorul cu ceva. Atunci eu sunt cel mai împăcat și îmi fac meseria cu drag. Ei bine, doar genul ăsta de proiecte artistice vreau să fac pe brazul actorilor și toți actorii, oricine dorește să joace, să lucreze, să creeze, este invitat să vină în brazlă. Spune-mi, acum că tot vorbim de brazlă, spune-mi, te rog, care sunt proiectele pe care le-ați avut derulate până în momentul ăsta și ce derulați de acum încolo? Și încă o întrebare, câți sunteți ca și grup în brazlă actorilor în momentul ăsta? Ideea mi-a venit singur. Am făcut prima oară o societate comercială în 2014, iar în 2016 am vrut să am alături prietenii și am zis să fondăm împreună această idee și să o dezvoltăm. Am fost 10 membri fondatori, iar acum suntem 16 membri activi. E destul. E destul, am deja parte de provocările mele de manager. Vezi? De încă una pentru tine. Ma! Ideea este că eu când eram actor și student la Teatrul Masca, mie îmi plăcea ceea ce făcea domnul director. Și îmi doream, că de asta, de când l-am văzut atunci, am știut că vreau să devin ca el. Și văd că mă pândește, nu neapărat a deveni actor complet, deși și aici e disputabil cu ce înseamnă complet pentru mine. Dar pentru fiecare în parte. A deveni om de teatru, pentru că mie îmi place atât de mult teatrul, încât nu mi-e suficient doar să joc. Mie îmi place să așez decorul. Mie îmi place să bat un cui în scenă, îmi place să discut cu tehnicul, îmi place teatrul. Tot teatrul înseamnă în tot ce înseamnă, tot. Nu vorbim doar de actul artistic tot. În sine, vorbim de tot ce e în spatele scenei. Tot îmi place și de aceea probabil s-a născut în mine nevoia de a face teatru complet. Da. Bun, brazla actorilor, denumirea mi-a venit din neant, sincer. Căutam atât de mult o definiție și încercam să-mi dau seama ce vreau, pentru că nu voiam doar teatru. Vreau și film, vreau să fac și școală de teatru pe care deja am derulat-o, vreau să fac impresariat pentru actori ca să pot să-i ajut să-și susțină cariera, vreau să fac multe proiecte. Lucruri. Este foarte bine, până la urmă. Și pentru, acum trebuie să recunoaștem că pentru vârsta ta, totuși, ești destul de tânăr, trebuie spunem și lucrul ăsta. Pentru vârsta ta, faptul că ți-ai propus toate lucrurile astea și sunt lucruri pe care cred că și alții le-au dorit la un moment dat, dar nu le-au putut realiza, este foarte important că totuși ai făcut un pas. În sensul că ai acest proiect care funcționează, ai spectacole care se joacă și spectacole, zic eu, de succes. Și vor mai veni. Și este foarte important că sunteți coagulați într-un grup de oameni care fac lucrurile să funcționeze până la urmă. De la cui până la vorba ta, de la cuiul din scenă până la ultima lumină și ultimul reflector. Păi acum să nu se supere domnul director pe mine, în continuare zic domnul director, chiar dacă acum este doamna Anca Florea, soția dumnealui, să nu se supere pe mine, ironia este că majoritatea am trecut prin Teatrul Masca și avem în sânge deja parfumul de teatru. Exact, și știți ce înseamnă, până la urmă, apropo de ce vorbeam mai devreme, de actorul complet. Da. Hai să vorbim de proiectele pe care le-ați avut cu brazul actorului. Câte spectacole ați avut jucate până acum și unde? Două montate, Travestiuri după Tom Stoppard, este o comedie burlescă cu spirit, piesa are spirit, are parfum britanic. Noi am încercat să o aducem în zona noastră, mioritică, pentru a rezona cu omul de aici și rezonează, culmea. Iar din ceea ce am aflat de la alții, deși nu mi-am propus asta, este că personajul principal, deși este Henry Carr, jucat de Mădălin Mladinovici, personajul în jurul căruia se învârte spectacolul este Tristan Țara. Partea amuzantă este că Tristan Țara este născut în Moinești, în același oraș din care am plecat și eu. Da, da. Și mi-am dorit să mă identific cu el. Cu personajul. Da. Premiera am avut-o în Moinești, la Simpozionul Internațional Tristan Țara și Cultura Dada. Și în București ce ați jucat? Am jucat Travestiuri, l-am jucat cu Casa Închisă, l-am jucat pentru prieteni, pentru a primi încă un feedback, pentru că spectacolul cumva, de la spectacol la spectacol, încă este în construcție. Se rodează. Se rodează. În timp se rodează toate lucrurile și atunci se așează lucrurile, fiecare și înțelege locul, personajul și atunci și ceea ce dai pe scenă este cu totul altceva. Da, dar e complex, e pe multe straturi, e ca un joc de puzzle, chiar e complex spectacolul. Vă invit să-l vedeți, are influențe dadaiste. E despre, culmea, Tristan Țara, James Joyce și Lenin la Zurich în 1917. S-au întâlnit toți trei. Interesant. Politică, interesant. Politică, artă și literatură. Da.
E interesant conceptul. Da. Și în afară de travestiuri? Moșteacă, la inițiativa Suntem România, am descoperit despre noi că avem un talent, o aptitudine de a face spectacole sau orice proiect artistice la comandă. Asta e și bine și rău. La cerere. Asta e și adică bine și rău. Suntem provizioniști la modul ăsta. Da, da, da. Pentru că și acest spectacol Moșteacă tot la comandă. De Noaptea Muzeelor am jucat la Muzeul Național al Aviației Române Moșteacă. Frumos. O, ce să zic, un spectacol amuzant, drăguț. E altceva față de travestiuri, cu totul altceva, dar e foarte haios. Teatru Cazon, săracii oameni, forțele armate abia așteptau să vadă spectacolul. Frumos. Nu prea au parte de astfel de teatru, da, și noi le-am oferit un mic cadou. Foarte frumos. Și când ați avut spectacolul ăsta? Nu mai știu când a fost Noaptea Muzeilor. Anul ăsta? Anul ăsta. Anul ăsta. Da. Bun. Hai să vorbim de ce vreți să faceți de acum încolo. Și vorbim aici pe proiectele de teatru pe București. Păi... Ce vreți să aduceți aici ca spectacole și să fie văzute, să fie jucate? Da. Noi acum la asociație am înființat Consiliul Artistic, unde deja le-am făcut un caiet de obiective și le-am dat să citească în jur de 60 de piese până la finalul anului. Destul de mult. În total. În total. Deci dar nu e destul de mult. Bine. Destul de mult pentru... Pentru cine nu știe, e mult. 60 de piese e mult. Am câteva piese în cap pe care mi-aș dori să le montez. Eventual să invit și un regizor. Vreau să invit un regizor tânăr să lucreze în spațiul independent și să ne facă un spectacol. Nu știu să spun ce spectacole, ce piese vor fi montate. Ce simți atunci, în momentul ăla atunci, cam să așa? Să aflați, categoric o să aflați. Cu mare drag. Dar am deja câteva propuneri. O să le aflați cu siguranță. Ideea e că noi citim, propunem, discutăm și dacă credem că nu este potrivit să montăm, acum nu montăm. Punem deoparte, facem un repertoriu artistic. Deci anul acesta ne-am propus să începem montarea a două spectacole de teatru independent în paralel. Avem și producție de film. Am făcut deja un scurtmetraj, acum lucrăm la niște spoturi pentru un site, facem niște reclame și s-ar putea să mergem în această direcție. E bine să oferim așa. O echipă, varietate. Da, dar o echipă și... completă în producție de film, să facem de la creativitate, de la zona de copywriter, până la scenariu, realizarea scenariului, regia, distribuția, producția și să oferim pachetul complet. E o idee și asta și s-ar putea să aveți noroc. Da. Pe lângă teatru și film, am deschis și studioul de arte. Da, chiar vreau să vorbim despre asta, că am vorbit înainte de interviu. Vreau să-mi spui, de fapt, ce înseamnă studioul de arte pentru cei pe care i-ai avut până acum și o să-mi spui și numărul lor, că e important și asta. Ce înseamnă pentru experiența asta? Deci studioul de arte este pe un program de finanțare și am acest centru cultural IRA, unde pot să-mi desfășor activitatea artistică după bunul plac. Adică ești un pic independent și nu prea se bagă nimeni în ceea ce faci. În ce mă privește nu se bagă. Am independența mea. Asta e foarte bine. Da, bine, și eu sunt... Bine, nu independență în limitele bunului simț și să nu ne călcăm pe bătături, cum nu, să spun. Nu. Am această bucurie de a fi independent. Deci în sufletul meu era spiritul acesta rebel de a face ce vreau eu. Asta e foarte bine. Da. Studioul de arte este un program alternativ de educație și formare artistică. Așa l-am numit. Iar anul acesta am deschis studioul de artă teatrală. La anul vreau să deschid studioul de artă cinematografică. Regie, scenariu... Da, să facem producție de scurtmetraje. După care vreau să facem studio de artă stradală, unde să facem și ce știm noi să facem. Da. Și în fiecare an vreau să deschid câte un nou departament. Și vrei să aduci proiectul ăsta și în București? Vreau, da. Baftă! Da, e mai dificil, cred eu, în București. Știu că e mai dificil. Trebuie să încep cu pași mărunți, să capăt încrederea oamenilor, să-mi găsesc locul. Ce spui tu, proiectul ăsta al tău, mi se pare foarte interesant, să nu spunem cuvântul ăla de care se spune în cartier, așa, dar dintr-un punct de vedere, și repet, nu spun cu răutate, dintr-un punct de vedere pare un pic utopic. Să te ajute Dumnezeu să-ți iasă, dar s-ar putea să ai și niște baricade puse. Dar și ce n-am avut până acum? O mulțime am avut. Ideea este că tot ce fac... Asta vreau să văd optimismul până acum. Nu există, nu. Când îmi propun ceva, îl fac indiferent de ce spune lumea, ca dovadă că și actor atunci când le-am zis prietenilor că să mă fac, credeau de mine. Asta era ideea, să văd optimismul și să văd de fapt că ceea ce vrei să faci nu este doar... Nu, categoric. E și un blestem, să știi, pentru că o să mă bântuie toată viața. Cred. Ce fac? Cred. Sunt foarte pasionat, sunt nebunit după ce fac, prin urmare n-are ce să mă oprească. Eu cred și eu
tot ce fac, fac pentru a hrăni visele oamenilor care speră la o carieră vocațională. Nu vorbesc sau doar care, de actori. Am înțeles, sau care vin doar să vă vadă. A, păi respectiv, dacă noi facem ce facem cu pasiune, va veni o mulțime de oameni să ne vadă. Așa. Pentru că se hrănesc cu pasiunea noastră, așa cu este. Visele noastre, rezonează. Bun, afară de proiectul Breasla Actorilor, da? Vorbim de Breasla Actorilor, vorbim de proiectul ăsta pe care l-ai deschis acum pe finanțare. Ce ți-ai mai propus tu? Tu, Alex Floroiu. Ce ți-ai propus tu? Pentru tine, pentru, să spunem, sufletul tău, pentru actorul Alex Floroiu și pentru omul Alex Floroiu. Păi pentru actorul Alex Floroiu vreau să ajung și la Hollywood. Să știi că e doar un vis și mă chinuie. Vreau să ajungă și la Hollywood, baftă. E un vis, încă nu e obiectiv, pentru că dacă era obiectiv aveam în cap planul sigur cum trebuie să fac asta. Dar să știi tu că ironia, știi care? Că uneori îmi zic, băi, nu mai bine vedeam eu de cariera mea de actor și lăsam Breasla Actorilor deoparte. Că energia pe care o investesc, trebuie să stau să chinui oamenii, să-i coordonez, să-i motivez. Da, dar asta este pentru tine o cărămidă în plus la experiența ta. Și să știi că o să am mult mai multe șanse, și deja se întâmplă, le văd, de a-mi îndeplini visul de a juca și la Hollywood, prin Breasla Actorilor. Pentru că vestea se răspândește mai ușor prin ce fac și îmi scade și cumva orgoliul artistic, pentru că energia mea o investesc și în alți colegi de-ai mei. Exact, sunt preocupați și de evoluția lor. Și atunci eu joc altfel. Devin un pic mai modest, sunt mai sincer cu mine însumi și cu ceilalți. Lucrurile se întâmplă altfel. Energiile pe care le accesez vin mai ușor. Pentru că n-am doar un scop eu egoist în care doar eu vreau să fiu. Vreau să-i trag și pe ceilalți după mine și să-i ajut și pe ei. Până la urmă, apropo de treaba asta, și asta o știm amândoi ca și regulă de bază, teatrul nu înseamnă niciodată eu. Categoric. Înseamnă întotdeauna noi, ca echipă. Asta este o regulă de bază pe care, din păcate, unii din generația tânără de actori, și nu sunt mulți, dar sunt câțiva, au uitat-o. Au uitat-o, știu. Și se vede. Eu vreau să nu se uite, eu vreau să ne strângem toți împreună. De asta se și numește Breasla Actorilor. Vreau să comunicăm, vreau să ne anunțăm între noi de castinguri, vreau să ne antrenăm împreună, vreau să citim. Ca dovadă lucrăm și cu Asociația Respiro, lucrăm și cu Biblioteca Metropolitană. Cu Asociația Respiro facem serte film. Frumos. Pe 16 octombrie avem la Cineria Respiro seară de film. Și ce filme o să aveți? Încă nu am propus, dar de obicei anunțăm, propunem. Ținem legătura și aici vorbim. O să facem seară de, deja am început să lucrez, seară de lectură la prima vedere. Alegem piese și le citim și le jucăm. Astea sunt lucrurile frumoase, pentru că le faci atunci pe loc și e altă energie, construcția este cu totul alta, clar. Da. Și mai e partea cealaltă, că te trezești că ți apar oameni pe care nu-i cunoști, nu-i vezi, n-ai văzut niciodată. Au început să apară. Exact. Ne scriu. Și ai surpriza că omul ăla care apare nu are nicio legătură cu tine ca actor sau cu tine ca instituție de teatru, dar îl vezi că scoate ceea ce altul nu poate să scoată cu experiență și cu școala în spate. Și să știi că au fost cazuri, și ai văzut și tu de-a lungul timpului că au fost destul de multe persoane de genul ăsta. Omul Alex Floroiu ce își dorește? În principiu, fără nicio falsă modestie, am ce mi-am dorit. Și acum zic de sănătate, de stabilitate emoțională, de relație, de prieteni în jurul meu, fac ce-mi place, nu am ce să-mi doresc, adică eu trebuie să-mi continui doar parcursul. Atât. Și atunci eu sunt foarte împăcat cu mine însumi. N-am, fericit nu sunt, că zici, mamă ce fericit sunt, op, stai că nu mai sunt. Cum ai spus, a și trecut. Exact. Dar împăcat, împlinit interior sunt. Asta este foarte bine, iar fericirea, dacă da, e o țintă exact, în mișcare. Vine pe parcurs. Alex, eu îți mulțumesc foarte tare pentru interviu. Le mulțumim încă o dată prietenilor de aici, din această locație. Mă uitam la ce avem aici în spate, să nu creadă lumea că suntem undeva într-un deci, nu, niciun caz. O vinărie. Nu. E interesantă. Chiar le spuneam băieților că e interesantă lucrarea și chiar îmi place. Eu îți mulțumesc pentru interviu. Și eu îți mulțumesc. Ținem legătura și eu îți doresc multă baftă în tot ceea ce faci, în toate proiectele pe care le ai. E nevoie. Da, este. E și nevoie și un pic de noroc. Nu? Da, dar nu mă bazez pe el. Păi nu, dar trebuie să fie. Când vine zic, am avut noroc, dar de fapt se ascunde altceva în spate. Și important e să ai lângă tine oamenii care, nu neapărat că gândesc ca tine,
Dar sunteți pe aceeași lungime de undă, că dacă nu există un pic de contradicție, nu se construiește nimic, știi? Oh, ajungem la ceartă de multe ori, și dar până în păi da, dar ceartă e ceartă constructivă, nu e de pe treabă, nu. Exact. Și atunci se construiesc lucrurile. Iar oamenii că asemănători cu mine sunt și văd apar din ce în ce mai mult și le doresc tuturor baftă și să ne dorim să ne întâlnim și să facem treabă. Sunt oameni. Alex, mulțumesc mult. Cam asta a fost episodul despre teatru. Ne auzim săptămâna viitoare, când o să vedem despre ce mai discutăm când vine vorba de teatru. Să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine.